Desordinat, a afirmat un lucru foarte interesant în expunerea dumneavoastră, în prezentarea dumneavoastră de astăzi de la Foto România Festival, că vă place să învățați de la unii maestri ai fotografiei. S-au prezentat câteva idei interesante, foto, document, documentar. Chiar și un profesor cu state vechi, profesor universitar, poate învăța de la mai tineri? Da. Și când zic maestri ai fotografiei, mă refer la cei pe care nu i-am cunoscut niciodată și văd din cărți, la cei pe care îi cunosc și, să spunem, deja sunt vizibili ca și legende, la artiști emergenți, cei care acum devin sau bănuiesc că vor fi cunoscuți, dar și de la enorm de mulți încă anonimi. Fie că e vorba de studenții care mă înconjoară, ai mei sau altora, și de la care vă zilnic mai mult decât pot eu să le predau, fiindcă ei sunt mai mulți, mai energici, mai tineri și în multe direcții mult mai pregătiți decât mine, dar învăț și de la un fotograf de nunți, de la un turist care face niște poze, eu uitându-mă la el ce face și cum face, fie intrând în discuție. Iar foarte multă fotografie învăț iarăși de la lucruri care n-au legătură cu fotografia. Un vânzător de la piața de vechituri care vinde un ciorap găurit de cel vinde, da? Deja îmi vorbește despre valoarea sentimentală a unui obiect și care poate fi transformată în povestire vizuală. Știu un vânzător într-un magazin care îmi dă o replică la o întrebare de-a mea. De la un actor, dintr-un film, de la un discurs politic, de la televiziune, de la radio. Deci e un potop de frumoase informații, fiindcă eu le detașez pe cele frumoase și bune de cele negative și care te modelează, te trece spre mai departe zilnic. Profesor, sunteți cunoscut ca o persoană de către clujeni, deci simpli clujeni, nu cei specialiști, ca o persoană mai ciudată, cu un aparat, cu un aparat de fotografie care nu face 2-3 pași fără o fotografie. Ce faceți cu aceste fotografii, nu puține, instantanee, acestea din oraș? Le descarc în zona de suflet și de memoria ființării mele. Am acces la ele, la zecile de mii de fotografii, cumva, aproape când vreau, sau dacă mă gândesc la ceva, vin și ele. Le am ca și un fel de respirație zilnică și foarte des apelez, mai ales prin întâmplare, că nu am o arhivă foarte organizată, dacă am nevoie de o modelare pentru o expoziție sau de un răspuns pentru o ilustrație, de regulă deschid primele 2-3 fișiere sau foldere cu imagini fotografice și sigur găsesc acolo lucruri care să-mi folosească pe o temă dată. Acesta poate este unul din avantajele tehnice ale acestei invazii de declanșări pe care o am, dar darul cel mai grozav este faptul că văd, privesc și pot să am emoții prin vedere și privire. E posibil să urmeze și o expoziție cu aceste instantanee mai prelucrate? A spus ceva spre transfotografie? Da, acum mă gândesc, poate că o stare de avalanșă vizuală de tipul unei proiecții video cu imagini, care să meargă aproape ca un film de animație, ar putea să exploateze, să zicem, un 3D de imagini în jumătate de oră din cele 300.000 sau milioane, probabil, câte le-am.